Câteva cuvinte despre joc. Da, nu se. Da, nu se. Ce pot să spun? Sunt foarte supărat de rezultat. Nu pot să spun că sunt supărat pe atitudinea jucătorilor sau felul cum au jucat. Prima repriză, primele 30 minute am dominat, am avut ocazie, am avut cornere, faze fixe, nu am reușit să mă înscriem, pe care ultimele 15 minute în prima repriză Botoșan ne-a dominat, a avut o ocazie mare și la pauză era un scor, cred eu, normal, 0-0. N-a fost prea multe ocazii. Repriza a doua au început, cred că, 5 minute cei de la Botoșan, după care noi am controlat jocul, dar n-am reușit să înscriem, am avut și ceva ocazii, iar un gol, cred eu, mult prea ușor și cu o greșeală mare, cred eu, a portarului, dar nu cred că trebuie să dăm vina pe portar acum dacă am pierdut meciul, pentru că când pierdem, pierde toată lumea, și antrenorul, și echipa, și toți din club. Îmi pare rău că am început acest al treilea mandat la CFR cu o înfrângere, face parte din joc, e clar că e prima înfrângere, nu mă așteptam să vină, dar orice meci la Botoșani este foarte, foarte greu, micile detalii, plus că dacă aveam și noi vara astăzi, cred că, nu vreau să zic sigur, dar vreau să văd fazele, cred că cel puțin un penalti îl primeam dacă era var. La arbitru i-a fost greu să vadă, nu vreau să dau vina pe el, dar dacă vedea și el acolo fazele și știa, poate se spunea că era un penalti. Dar, per total, scorul e mincinos, eu cred că merita mai mult, dar ăsta e fotbalul. Fotbalul se joacă pe goluri. V-am zis puțin noroc, pentru că scorul e mincinos, noi am dominat, am jucat. Ei s-au apărat repriza a doua, au făcut ce trebuie, au câștigat, îi felicit pe cei de la Botoșani. Acum noi trebuie să ne uităm înainte, nu mai putem să ne uităm în spate. Ești de nervoase sau către arbitri sau datorat? Acelor faze de penalti, da, atât. Dar v-am spus, și arbitrii, dacă n-au și ajutor în toate țările din lume, se greșește. Se greșește și atunci vine varul, le spune și asta. Poate n-au greșit, eu să mă uit și la... V-am spus, poate am greșit și eu, nu trebuia să fiu să cer, dar vă dați seama, am lipsit 6 luni, eram dornic și să încep cu o înfrângere nu e ușor pentru mine. Mersi.